ce m-am ales în viață, dar cu ce m-am ales în viață, ce-am băut, ce-am mâncat și pe cine am strâns în brațe. Cine ai strâns tu, fa, în brațe? Măi, Vitica, să știi că eu sunt tare fericită și împlinită, ei! Ce ești tu împlinită, fa? Uite, astăzi am fost la masaj, să știi că nu mă mai doare schinarea și pot să fac treabă cu drag și spore. Dar mi se rupe inima din mine, mi se rupe inima când văd cum trebuie. Băi, Cornel, ceva e dubios la femeia mea. Și? Azi au fost la masaj, Cornel. Și era una asta că au fost la masaj, bravo! Problema e nu că au fost la masaj, ci ni-au făcut masajul, băi, Cornel, asta e problema. Mă, du-te, băi, că asta-i doar în capul tău, băi, de imaginația ta, băi. Hai, lasă, uite aici imaginație, ia uite. Întorni mii, îți mai doar și tâi. Hai că trebuie să termină sticla asta, hai. Adă, Doamne. Mitică? Cum sunt unghiile astea? Cum sunt? Frumoase, Mitică. Așa se spune. Frumoase. Aurica mă înșală, sigur. Cum așa? Păi ieri cu masaj, azi cu manicura făcută. Cornel, cineva are grijă de ea. Ui. Cineva îi face toate poftele, Cornel. Ui. Băi, trebuie să aflu cine e așa persoană, Cornel. Ei, ei, ei. Băi, nu știu ce mă fac, Aurica mă înșală, Cornel. Ei. Ci, ei, Cornel, ci. Am eu o idee. Și? Mă duc și vorbesc cu Maria, se duc la Aurica să o trag o leac de limbă și aflăm cine e. Ce e așa greu? Așa se face, Cornel. Da, normal, ei. Lasă, al dat. Da, și chef de treabă ai, fa, Aurica, cum așa? Am fost ieri la un masaj, Marie, că așa de bine și m-am simțit, normal că acum am chef de treabă. Opa, să înțeleg că acum ești o lady, mă? Da, ia spune-mi o leacă, de unghiile astea ce spui? Frumoase, da. Auzi, Faurică, dar de unde masaj, unghi? A, păi e foarte simplu, fa, Marie. Styler m-a rezolvat imediat. Ai aflat? Da, Mitică, te înșală cu unul, Taylor. Cum, fă? O zis că Taylor acela o rezolvat-o rapid. Înseamnă că te mișc greu, Mitică, de el a o rezolvat-o rapid. Taci, Cornel! Trebuie să-l găsim pe Taylor ăsta. Nu pot să stau așa. Fă, Maria, adună echipa. Mare atenție! Aurica mea mă înșală cu unul Taylor. Ăla-i faci și pe plac și dacă nu acționez acum, o pierde-i, oameni buni. De aceea ne-am adunat cu toți aici să mă ajutați. Ion, Viorel, afișele astea vreau să le puneți peste tot. La casa lui Cornel, casa Mariei, oriunde, la primărie, pe gard, pe pereți, oriunde. Hai. Și mai unde mai exact? Și pe fruntea ta, Viorel. A, e important. Hai, serios. Cornel, unde-i barul pe hartă? Aici, aici. Te duci la bar, stai înăuntru acolo. Și vezi cine intră și cine iesă. Fii cu ochii pe el și dacă îl găsești, ce ai de făcut? Da, dă-o și cu ocazia să mă duc să bea și o bire. Băi, dacă îl prind pe Taylor, îi dau un shot. Părinte, la tine lumea se adună. Întreabă de Taylor, la slujbe, la mormântări, la parastas, oriunde întreabă de el. Și dacă afli, vii la mine și vorbim. Da, nu merge așa, Mitică. Păi de ce? Păi e... Hai, părinte... Păi, Mitică, eu dacă văd că aud ceva, nu e obligatoriu ca să-și vorbesc. Ei, da, acum dacă aud și văd ceva, sigur am să vorbesc. Marie, du-și stai cu Aurica. Fii cu ochii pe ea. Păi, Mitică, tu stai cu ochii pe femeia ta. Eu mă duc să-l găsesc pe Taylor ăsta. De ce? Adică de ce? Dar ce femeie nu vrea să aibă manicura făcută așa, nu? Mă duc să-l găsesc și a meu-i. Și uite că nici nu alerg, da?
fă, Marie, nimic. Nimic ai. Și te lăudai că îl găsești pe Taylor imediat. Băi, Cornel, ai fost la bar. Nimic. O mitică, drept să spun, m-am dus la bar, dar m-am bătat și m-am făcut praște și am adormit. Dar spun sigur, nu a intrat nimeni în bar. Păi nu ești tu sigur că nu a intrat nimeni în bar când tu ai adormit? Păi cum e, dar m-am dus acolo și am lăsat drujba pornit în bar. Brr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 r
Mitică, părintele, sfinția sa a fost reținut. Da, stai tu fără grijă că eu sunt reprezentantul bisericii azi. Mitică, plec la oraș. Stai așa, unde pleci? Că ai zis că nu pleci nicăieri azi. Plec, Mitică, să-mi fac părul, că azi mi-am făcut programare și o să tot azi mă rezolvă. Ba, ai grijă de găini! Tot azi o rezolvă? Ei, lasă, Steiner! Te-am văzut cu intrate! Care-i Steiner de aici? Măi, Mitică, măi, dar eu? Mitică, ce cauți aici? Ce caut aici, Mitică? Ha? Crezi că eu sunt proști și eu nu știu că tu mă înșeli cu unul Steiner? Ți-o dat să faci masaj, manicură, acum cu afură te faci frumoasă pentru el? Da? Află că de acum încolo nu mai vreau să fiu cu tine. Pa! Măi, Mitică, ei, în primul rând nu se spune Steiner, se pronunță Styler. Și în al doilea rând nu e nici un bărbat, e o aplicație. Uite, am intrat aici pe aplicația Styler, mi-am făcut programare online pentru că aici văd cele mai de top saloane și care au disponibilitate. Azi mi-am făcut programare și tot azi m-a rezolvat, ei. Stai, Faurică, adică când îți spunea că te rezolvă rapid, nu era un bărbat, erau aplicații? Da, ei, și uitați vă o leacă la voi cum arătați. Eu zic să intrați și voi pe Styler, vă faceți o programare. Dacă vă faceți azi programare, azi vă sunt. Deci, până la urmă, Aurica nu mă înșală. Da, așa că eu vă propun să intrați pe Magazin Play sau App Store, să descărcați aplicația, să o folosiți ca să-i bubuim serul lui Steiner ăsta. Styler e Cornel. Stai, oricum apare pe ecran. Hai, să scrii în comentarii cine a descărcat aplicația. Ia să vă vedem. Ia. Yeah.